Oaspeții au început mai bine întâlnirea, iar la un sfert de oră de la flugerul de start aveau un avantaj de 2 goluri pe tabelă, scor 5-7. Handbaliștii suceveni au întors scorul la 9-7, iar până la finalul primei reprize au luat un avans de 6 goluri, scor 20-14. Ajutați de reușitele lui Băhnăreanu, care l-a învins în 8 rânduri pe Spiridon, gălățenii au redus diferența la 6 minute de la reluarea jocului, când s-au apropiat la 4 lungimi, scor 23-19. Gazdele au replicat însă prin cele 10 goluri semnate de târziu și s-au impus în cele din urmă fără emoții, scor final 39-32. Mai toată lumea este obosită, că campionatul a fost destul de lung, nu în ultimul rând din cauza etapelor care erau de jucat, cât din cauza unor amânări din partea federației, datorită programului de la lotul de juniori și de tineret, unde o parte din, nu numai de la echipa noastră, cum e Burlacul, la lotul de juniori și tineret, Târziorul la tineret, a trebuit să amâne o parte. Și iată că sâmbătă încheiem la Bacău. A fost o evoluție mulțumitoare, să spunem, cu aportul celor de la prima echipă care și cu... au venit și experiența lor s-a văzut și cu elanul celor mai tineri, a ieșit un meci reușit până la urmă. În urma acestei victorii, a 12-a din actualul sezon, Universitatea 2 și-a consolidat locul 8 în clasament. În ultima etapă, echipa lui Dumitru Bernicu va evolua sâmbătă de la ora 12 pe terenul celor de la CSM Bacău.